M-ai dat și fericită când am suport, pentru că tare mi-e inima grea. În curând o să fiți mai grea din pricina unui bărbat? Nu-ți rușine. Nu, de ce să-mi fie rușine, doamnă? Dar ce vedeți dumneavoastră rău în cuvintele? Mai grea din pricina unui bărbat. Atunci când e vorba de soț și soție, firește. Altfel, povara ar fi mai curând ușoară decât grea. Întrebați-o și pe verișoara dumneavoastră, Beatrice. Bună dimineața, dragă Herr. Bună dimineața, verișoară. Dar ce s-a întâmplat? Ce e cu tonul ăsta plângăresc? Mi-am pierdut toate tonurile și toanele noastre. Foarte rău. Nu dai pe această fată, fiica ta! Cu inima ușoară, nesilit? Așa precum mi-a dat-o domnul, dragul meu. Eu ce să-ți dau în schimb ca să răscumpăr bogatul și neprețuitul dar? Nu pot decât să-i o înapoi. Mă înveți cum să-mi arăt recunoștința? Primește-o, Leonardo, înapoi! Nu-i da prietenului un măr putred, cinstită nu-i! Decât pe din afară!